În cadrul unei conferințe de presă susținută la sfârșitul săptămânii trecute la sediul ALDE Giurgiu, Alexandru Vladu, unul dintre vicepreședinții acestei formațiuni politice, a avut o intervenție pro-Gigi Oprișan. Liderul ALDE Giurgiu s-a arătat surprins de demiterea lui Gigi Oprișan din fruntea Inspectoratului Școlar Județean și a precizat că această demitere este una pur politică. S-a cerut să cadă capete și asta s-a întâmplat, a spus Vladu. Am văzut că deja s-a cerut și au căzut capete. Părerea mea personală este că un om nu influențează prea mult desfășurarea învățământului chiar și în Giurgiu. Deci chiar dacă el se este inspectorul șef sau ajuntul în mod special. Eu zic că trebuie căutat vinovatul în sistemul acesta de învățământ și știți cu toții despre ce vorbim, care se degradează în România de la an la an. Este adevărat că sistemul ăsta este creat din oameni, dar nu un om pe plan local, încă o dată spun, nu un om poate influența să ajungă sistemul în așa fel încât, ați văzut cu toții, rezultatele sunt proaste în general și foarte proaste pentru că de câțiva ani de zile suntem pe ultimul loc. Liderul ALDE Giurgiu a mai arătat că absenteismul, mediile mici cu care se intră în licee, desființarea școlilor profesionale, înscrierea la facultăți chiar și fără bacalaureat și nu în ultimul rând familia, sunt factori care trebuie luați în calcul pentru o reformare a sistemului de învățământ.